Salutare dragilor, bun găsit pe canalul GreatRunner la un nou episod de Mad Max. Am reușit să intrăm în tunul lui Jit, așa că mai avem harta disponibilă, dar da, aici este fortăreața lui Jit chiar. Și pare că avem o grămadă de lucruri în zona aici pe care putem să ne ocupăm. Trebuie să ne uităm și de Black Mouse aici, unde găsisem acel dirijabil, cel balon, care am putut să ne înălțăm, să observăm de jur împrejur. Mă aștept să fie ceva similar și uite, chiar este unul aici, un vantage point. Anyway, hai să mergem să vorbim cu el. Ca să fie ceva pe aici de recolectat de pe jos, ia să vedem. Opa! Avem scrap de colectat pe aici. Pare nu ne întreabă nimeni nimic dacă îi luăm scrap-ul ăsta. Dacă mai pe aici scrap undeva. Nu, poate puse în cui. Componente care putem să ne trânăm și noi încă una aici. Nu se știe dacă ne mai întoarcem, probabil ar trebui să le căutăm pe toate să le luăm. Nu știu care dintre ei l-aud până vorbind. Ok, location loot de 100%. Cineva face scandal acolo, fi băiatul ăsta Jit. Hai să văd dacă pot să conversez cu el ceva. Ok, și bine? Părea că plânge sau whatever. Hai să conversăm un pic cu el. Deci nu știe ce mașina noastră. Nici asta nu e mare fortăreață. L-am enervat un pic cu această replică. Nu vrei să insulți un om în propria sa casă. Da, ascultă, noi obișnuiam să controlăm zona asta. Warlords. Scrotus. Pe Scrotus. L-a omorât cineva? Hai să vedem ce... You give us the use of your garage and tools. Boom! I thought you could, you'd have a deal. And then what? Ce... Deci am venit direct cu pretențiile astea, să-i folosim garajul și uneltele și apoi mergem în gas town. Și asta e ceea ce iese din combinația asta. Este o poartă prin care trebuie să treci ca să ajungi în gas town. Ne-a zis este... Este... Păi nu i-am oferit nimica, dar... deci dacă scădem influența lorzilor morți de aici, avem o înțelegere. Deci aparent îi convină acest deal care mi se pare că e total în dezavantajul lui. Eu fac ce vreau din regatul lui. Blackfinger? Speak with Chama about the sniper rifle. Poate ar fi interesantă chestia cu sniper rifle-ul. Avem o înțelegere cu Jit ăsta. Trebuie să facem o pușcă de lunetist. Ok, și trebuie să găsesc. Ok. Scrap Monkey. Deci ca să înțelegeți care e combinația, ne lasă să-i folosim garajul, să facem upgrade la mașinile noastre și toate cele. Dacă reușim să scădem în acest teritoriu influența lorzilor locali ai războiului până la 0, probabil, cum vedeți, este influența undeva la punct 5. În esență, oricum și nouă ne convine chestia asta, deci nu e nicio combinație, dar poate și el beneficiază de faptul că am coborât influența și am eliminat fretul. După cum vedeți, singurul teritoriu este CEM Hideout, care este pe 0, restul sunt toate pe 5, nivel maxim. Și mi-a atras atenția că dacă vrei să ajungi la Gas Town, există un fel de intrare înspre Gas Town. Interesant că aici pare a fi un fel de autostradă, dacă nu mă înșel. Și intrarea ar fi printr-un fel de gură, mandibulă, asta a povestit, încercam să-mi dau seama pe unde ar fi, poate la Pink Eye.
Nu știu, nu pare să fie o intrare acolo, dar cine știe, poate Deep Fryer o fi intrarea. Și ăsta pare un templu. Anyway, am ales aici Statuia Libertății. Poate turnul din San Francisco, deși n-ar avea sens să fie aici. Geografic vorbind, dacă asta e Statuia Libertății, ar însemna că aici este oceanul, deși, I don't know, poate suntem de fapt pe altă parte a Americii. Poate este Statuia Libertății din Vegas, nu? Nu știm niciodată. Oricum, mă n-ar avea cum să fie aici turnul din San Francisco. Na, deci oricum Idaho nu e prea... Chiar poate este altceva. Anyway, unde e obiectivul ăla? Pe partea aia? Pe aici? N-am luat-o bine. Și acum ne preocupăm să ne facem pușca de lunetă. Aparent trebuie să căutăm componente. Asta e mecanismul de tragere pentru o pușcă de lunetă. Da, Sfântule. Vorbește cu mine asta? Zice că nu-i place. Nu-i place fața mea. Așa, hai să instalăm Select Sniper Category. Ok. Max has collected trigger mechanism și suficient scrap ca să instaleze o pușcă cu lunetă. O instalăm. Instalată cu succes, ok, mulțumim. Aici nu mai verific că știu că nu puteam instala. La BIOS a apărut, apare niște notăți, niște personaje noi. Stank Gum. Este unul din oamenii lui Scrotus, ăsta despre care ziceam că apare și în ultimul film, acest Scrotus, Scrabus. Ok, nu mai vreau să-l aud pe ăla vorbind. Back. Scrotus, inamicii lui Scrotus. Ok. Și am mai descoperit un spotter ca și mașină. Scrapulence. Ok. But hold scrap across the waste. Așa adun scrap, deci probabil ar fi bun de distrus. Distrus. Stai, mai cineva? Care mi-a scăpat? Oh, da. Tweak Road. Asta pare mașină super șmecheră. Am întâlnit-o. Și... Hard Body. Da, probabil are corpul dur, exact cum zice descrierea. Și locații, da, am descoperit Jit teritorii, care este cel în care suntem acum, și am mai descoperit aici fortăreața lui Jit, în care ne aflăm. Și ce alte lucruri am mai descoperit aici? Black Maw, regiunea. Asta era bogată cândva în petrol. Ok, și cam atâta, sper, nu știu. Și am descoperit, avem și un clește sau, mai cred că e un fel de patentă, de fapt, un alt aia. Long shot installed and ready for action. Putem să plecăm acum? Și acum exit. Păi, oi, eu sunt gata de ieșit. De orice mașină. Sniper has time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without fail. Aim and fire. Test the sniper rifle. Better than I thought. It's balance. Yes, my fingers were controlled by otherworldly forces. Ah, putem să ne ferim cu chestia asta. Ok. Trebuie să mai testăm o dată? Okay. Consumăm cartușele. Da, mă rog, dacă așa de misiunea asta e. Okay. Și a rămas fără cartușe cu asta. Dar pare șmecheră sniper rifle-ul. Să nu spui că mă pune să merg la Dead Baron Pass, pe bune. Oh my god, asta este gura, mă. Asta este gura. Ok. Pare că este intrarea înspre Dead Baron și din Dead Baron aș putea intra în orașul... Orașul gheasului, stai așa că mi-am adus aminte, apare chiar și în Mad Max, în film. Super tare. Am încercat să trag cu aia, dar durează mult să o echipez. Deci, anyway, hai să mergem acolo la...
E cu să ieșim din teritoriu. Dacă e un sniper în zona, încercăm să-l lichidăm-o. Ia să vedem. E un balon pe traseu. Este puțin. Acolo e ceva. Scrap. Nu? Aici. Adică îi sigălcăm cu mașina pe ăștia doi. Ok. Ok. Mamă, ce... Wow. Am făcut un nou obiectiv, aparent. Deci s-a înfuriat atât de tare. I-a zăpăcit pe ăștia din... am făcut un super combo. Dintre roadkill. Șopor la zilnică. Ok, deci nu știu exact ce a fost cu el, dar... în mod sigur pot spune că nu e bine să-l înfuri pe Max. Pe Mad Max. Mai avem niște scrap de luat. Și am găsit o fotografie, istoric relic. Oh, o fi fata lui. Nu animăluț. A lui Lara. Atât de drăguț încât îți vine să-l mănânci. Da. Bun, deci cred că locația asta am făcut-o complet acum, nu? Mă rog, mai sunt chestii. Hai să mergem către ăla. Trebuie să ne ținem cumva și de obiectiv. Ce Mighty Duster? Vine furtună? Sau ce înseamnă asta? Poate nu m-am prins eu. Ah, e aici balonul. Hai să mergem ca să facem discovery la regiune. Dacă e cineva aici care apără balonul. A, și ăsta aveam parcă și un nos. Nu știu pe ce tastă era. A, pe bara de spațiu. Uitasem. A. Iată, ne cheamă băieții ăștia. Eu încercam să văd cum fac balonul. Și ăștia sunt aia cu scrap-ul. Că ar fi bine să-i dezactivăm dacă s-o putea. Dar nu îi se vede combustibilul. Find and defeat the convoy leader. Dar ce ăsta e convoy? Cu convoy-ul nu cred că vreau să mă bag. Acum am realizat că e un convoy acolo. Ok, l-am găptit. What now? O să reform mașina asta, să o duc înapoi la mine? Mă întreb. Așa că merge. Ia, avem și varianta de G. Do you want to quick repair the vehicle? Nu știu dacă vreau să-l repar. This might fool them. A strong toilet to your vehicle collection and receive a large scrap reward. Stai așa că am o idee excelentă. De ce nu mă duc eu cu ăsta? Că ce am o să descurce el. Să-l duc ca să-l luăm... ne luăm o grămadă de scrap pe el, mă. Decât să-l distrug. Că atunci când îl distrugi, îți dau o părâmă de scrap. Adică nici nu merită să-l distrugi. Hai să mergem noi frumos aici. Aha. Dacă poți să ții și controlul mașinii astea prin nisip și cu un cauciuc spart. Probabil trebuie să mă abțin să-i spart cauciucul, dar... mai greu.
my god. Cum face? E foarte greu de manevrat mașina asta. Când merg cu ea pe jantă. Oricum, sunt tare curios cât scrap ne dă pe asta. Prima oară când luăm una. Da, trebuie să mergem cu ea pe ruta normal. Hai la deal. Trebuie să evităm nisipul, poate merge un pic mai bine. Da, poate. Intră nisip cu janta asta, se face praf. Bun, hai că am ajuns. Ia să vedem ce ne-a dat. Oh my god, mi-a dat 100 de scrap sau cum mi-a dat? Da, acum, întrebarea este, oare pot să fac vreun upgrade de chestii? Nu pare că pot să fac upgrade-uri de chestii. Ornamente nu pot să montez. Max. Change the look of Max. Medium hair and beard. Așa, i-am schimbat un pic aspectul, ia să vedem. Armura de pe brațe. Pentru 50 de scrap. Așa. Upgrade-uri pentru pumni. Deci cu asta o să poată să le sparg mecla lor. Shoulder charge. Gut shot. Shotgun. Execution move that kills the target instantly and intimidates the surrounding enemies. A running charge move that sends enemies stumbling away. Gata, am instalat și asta, shoulder charge-ul. Și pare că cam asta este tot ce pot să fac acum. Nu mai am alte chestii. Așa. Da, mă, stai calm. Hai să ieșim cu mașina. Știu că e misiunea. Scarecrow. Păi, ar trebui să rezolvăm un pic. Hai să scăpăm de sniper. Ce e aici fantomița asta? Grifa location. Hai să mergem acolo și să distrugem și sniperul ăla. Și evităm un pic. Facem misiuni, niște misiuni secundare. Deci pot să-mi iau niște apă. Drumul principal e cel mai rapid mod de a ajunge la un obiectiv. Este o mini bază aici, sau ce naiba? Nu știu dacă pot să urc. Nu pot să mă urc pe aici. Trebuie să ocolim. New body, war boy, drive. New enemy, new enemy, oh! Nu mi-a ieșit chain-ul acolo, dar i-am bătut. Fără să-mi iau nici măcar un damage. Doar 8, chain, strike, whatever, ăștia n-au scrap pe ei pe aici. Îmi pare că pe aici e intrarea. La warboy ăsta. Găsi niște scrap. Nu știu cum folosim ăla, shoulder, whatever. Șobolani. Cool. Ei, deci putem să incidiem ceva acolo. Project part, ce-i ăsta? Scrap crew. This project part can be used to build a scrap crew project in JIT Stronghold. You have one of them. Nice. Ok, deci am luat project part-ul. Și ce mai e aici în locația asta? Mai e o bucată de scrap undeva.
Să vedem unde e. Ah, uite aici era ascunsă. Este la asta locația? Nu mi-a scris. Deci mă face să mă gândesc dacă mai e ceva pe undeva. Apa! Așa. Și? Ce mai e? Mai pare să fie nimic, dar nu mi-a scris location 100%. Un pic ciudat. Ce mai trebuie să le dau foc la locație? Să zic că sunt 100% water source-ul. Hai să văd dacă pot să, stochez cel puțin acest canistra de benzină și să mergem mai departe să vedem de treabă. Mergem la sniper. Ia. Here, right here. Bad feeling about this place. Volanul ăsta pe dreapta e chiar interesant. Deci, Legend Encounter, talk to the Wastelander and get a prolonged task to complete. Mașină. Ok, dar hai să ne vedem de task-ul nostru. Trebuie că pot să sar. Hai să ne apropiem. L-am doborât. Am luat și 20 de scrap. Ia să vedem ce e pe aici. Dacă e vreun rest. Aparent e ceva. Ok, o mașină pe partea alaltă afară. Nu are rest nimica. A scăzut foarte, foarte puțin. Bun, ok. Aha, avem o mașină acolo jos. După aia. Uite pe ăla. Ce facem acolo? Se bate cu cineva sau se... Care-i ideea? E o mașină abandonată pe acolo. Asta. Nu o scrapei. E un pic incendiată mașina. Lor. Cred că m-a dus să fac obiectivul și după aia mă întorc. Ah, stai așa că mai e unul aici. Să-l bat pe ăsta. Wow, jawbreaker. Ground kill. Asta a fost. Deci ne întoarcem pe mașina asta, dar stai să-mi rezolvăm cu sniperul. Vreau să duc la sediu, ca să zic așa. Mamă. Hai că areți de bată pe asta. Așa zis, war party. Okay. Hai că mi-o repară ce am bachet acum. Dă-i un pic acolo că... Că ies... E șuruburile și iese și capul pisicii pe o parte. Uite sniperul. Ia, hai să vedem dacă pot să mă... Nice, m-a scos. Vreau că ceamul să folosească pușca cu lunetă, dar aparent tot noi suntem aia de badass guy. Hai să trebuie să-l dau jos, cred că asta. Avem ceva scrap de pe luat de pe aici? Nu, dar avem niște cartușe. The sniper. Excelent. Mă, și a scobzut ăsta. Încă n-a scăzut sub 5, ceea ce mă face să mă gândesc. Minefield.
că Legend Encounter să dau o misiune special. Bun, mă face să mă gândesc că e destul de tough să faci progression aici în acest ținut. Hai să mergem înapoi pe drum, să duc mașina aia la sediu, ca să zic așa, o amanetăm. Mă gândesc că nu părea cel puțin ea variată, dar mamă, ce se aruncă, ce cascadori face el când se aruncă. Da, o pot duce la sediu și pe asta frumos. Hai să vedem cum se conduce în primul rând, că sunt tare curios. Da, e o mașină, posibil să fie un pic mai rapidă decât a mea. Da, e clar mai rapidă decât a mea. Mă întreb ce motor are. Deci noi aveam un V6, o avea un V8, asta. Era mișto să poți să pui un B12 sau ceva, pe asta să-i pui 1000-2000 de cai putere pe ea. Okay. Era cât pe ce să sărim cu ea de acolo. Și? Garaj, ia să vedem, avem upgrades? Nu avem upgrades. Mai lua niște scrap doar. Scrap-ul însă, am două mașini cu care pot să ies afară, eu acum realizez. Momo. Cât de tare, avem două mașini cu care putem să ieșim să ne distrăm dacă avem. Bun. Scarecrow, hai să scăpăm de el. Poate coborăm sub nivelul 5 și ne mai dă și ăsta niște chestii. E clar că sperietoarea asta nu le prea convine. A, e și la îndemână. Nu pot așa, că îmi rup mașina în două. Dar... uite așa. Wow. Hai să facem o cascodărie acum cu Max. Oh, dar din mișcare așa. Stai că vine cineva. Se cam plimb, bă, băieții. Deci nivelul este jumătatea lui 5 acum. Da, întrebarea este dacă... ce e ce în față? Pare să mai fie o sperietoare, dar nu e marcată pe hartă. Ah, cred că ideea e că nu sunt toate. Ia să-l dăm jos pe ăsta. Așa. Nice. Deci o sperietoare care nu e marcată. E clar că trebuie să facem balonul ăla cumva. Nu știu dacă mai e ceva rămas aici pe vârf de munte, dar... nu. Nu mai e, deci hai să ne continuăm drumul. A coborât la aproape. Wow, ce pici. Dubios. Deci suntem aproape la jumătatea lui 5. Nu sniper acolo. De ce e locația? Yeah.
Hai să fugim de aici. Ia-mi pe alert. Da, e o tabără acolo. Avem un balon în față. Mamă, ce-o fugit aia, au băgat viteză super mare. Aici chiar trebuie să ne urcăm. Ok. M-am scăpat de el. Vedem ce e aici. Dacă avem oportunitatea, ia să vedem componente. Nu-l văd pe ăsta. Hai, e sus aici. Nu știu, mai era ceva jos acolo, acum are zad. Îmi las și cartușele lui. Mâncare. Mâncare de cățel. Of, suntem prea flămânzi ca să facem mutre în ziua de azi. Bun, deci cred că... Aia, ne urcăm în el. Hai să vedem ce e în jos, în jur, de jur împrejur aici. N-avem combustibil sau ce se întâmplă oare? Cred că n-am combustibil. Poate. Da, cred că n-avem. Asta e că avem o canistră de benzină în mașină. Să văd dacă pot să o folosesc pe aia. Deci are un... fuel can. Cred că nu avem combustibil. A, uite, și-am mai văzut o spiritoare. A luat fi gas down în partea aia? Băi, ar putea să fie gas down. Incredibil. Dar chiar... Oh my god, este gas down ăla. Gas down. I need to get through the jaw. Wow, cât de șmecher suntem, mă. Stăm bine cu perspectiva. Ah, și cu orientarea. Hai să văd dacă ăsta e schema. Nu știu. Hold. Throw. Ah, refuel. Deci a fost o idee bună că am luat ăla. Gata, am umplut balonul, acum putem să plecăm și noi liniștiți. Hai! Bă, că vine furtuna de nisip dacă mai sunt mult pe gânduri. Shift left. Nu durează mă până se ridică asta. Zici că e bugged, nu se ridică. Uite, trece caravana. Tragem de asta, dar nimic. Nu ne putem ridica. Nu știu din ce motiv. Vine și... A, nu e furtuna de nisip, ce a lăsat ăștia în urmă. Băi, cum am realizat? Mai e o chestie jos acolo. Balonul ăla e legat de ceva. Chiar ar să fie.
Deci degeaba consum eu combustibil aiurea, dar balonul e legat. Hai că a fost frumos. Am umplut balonul, am ars ceva combustibil încercând să decolăm. Așa. Hai că aici măcar ce am băcat trage bine. Mamă, deci aveam 3 din alea, deci nicio șansă să decolăm. L-ai văzut tu, War Party? Eu nu-l văd. Hai, lasă-mă să decolez. N-am cartușe pe pușca asta. Hai. Dacă nici acum nu ne ridicăm, nu știu. Ia, m-am venit aici. Vrei ceva? Chain strike. Am făcut-o. Și am două mașini. Cadou. Ce să facem noi cu două mașini cadou aici? Problema este că în continuare balonul nostru nu reușim să-l decolăm. E bine că am... Enter balon. Ce ne mai trebuie? Nu știu. Dacă îmi zice că a rămas și fără combustibil. Auzi, dar de la aia nu poți să le iau oare combustibilul? Cumva. Întrebare bună, poate. O mașină ca asta oricum nu am acum. O să o ducem și pe asta la sediu. Băi, e mișto, dar n-are nos mașina asta, asta e singura chestie. Ia să ne oprim aici. E un sniper. Nu e de bună să mă bag cu sniperul. Great, mi-a spart un cauciuc. Mai ales că nu mai am cartușe, s-ar putea să mă și omoare. Și sperietoarele astea zici că le replantează cineva. A, deci curba nu putem să o luăm deloc. Bun, anyway. Oh my god. Se conduce de parcă n-ar mai merge mașina asta. Mamă, ce e cu virajele astea. Dar trebuie să evităm nisipul cu orice preț. Un sniper aici? What the heck? Nici nu-l reperasem pe sniperul ăsta. Bine, neapărat să-l spatem. Dacă mai sparge un cauciuc ăsta, să-mi cad. E exact în fața aia, hai să urcăm. E la poarta aia de acolo. Deci nu e doar... E efectiv oil pump...
Aș putea să o fac pe aia. E foarte incomod să i-am pește aici. Și să închem cu asta episodul. E mai luăm 100 de scrap pe mașina asta și sper eu să o repare cineva. Bun, am luat scrap-ul. Avem... No, I don't want to use it. Dar ziceam așa că... Hai să facem locația și după aia pump-ul repede. E în drum. Băi, cred că mergem mai repede noi cu tot cu... Oh, shit! Ce e aici? Lie low here. Yes, gladly. It is my secret place. Ia stai puțin, că poate putem să o tragem afară cu ăsta. Oh, avem o componentă pentru proiectul nostru acolo. Deci, dacă nu dădeam pe aici, nici nu le găseam. Ah, nu era componenta de proiectul nostru, da? Mă rog. Cum mașină de asta n-avem? Cred că asta-mi dau seama, dar pare că n-avem. Camion de ăsta nu avem, ia să-l duc pe ăsta sus. Puteam să-l aruncăm în aer, dar... Ia, are și căuciucurile întregi. Seamă că facem stocurile, ne-am făcut stocul de 4 mașini episodul ăsta. Și ușor, ușor aproape am coborât și nivelul de... Patru mașini, ne. Ia. 12% din toate mașinile. Hai, hai, de data asta mai apare vreo mașină nemai găsită. Nici o sperietoare aici în drum. A, mai sunt unii aici. A, cred că-l las aici pe ăsta. Mă rog, l-am. Și-mi văd de treabă. Pe ce stai aici? Lasă-mă, omul, în pace, ce-i? Uite și tu, omora omul pe marginea drumului. Și aici niște resturi. Și aici? Ok. Și aici vreo ce-o fi. History scrap. Unde-o fi? Mă, sigur nu e aici. A, e sus.
Lui nu-i place niciodată vreun loc, by the way. Și pe unde ne cățărăm noi acum, întrebarea? Cred că pe aici, pe noi. Trebuie să învățăm să sărim acum. Ok. Nu știu dacă reușim să sărim, da. Mă sigur prin interior pe aici nu e nicio cale de lucruri. Poate să mă cățăr pe prostia asta? Da. A sărit. De parcă n-are nicio treabă. Nu, trebuie să-l face așa, dintr-o mișcare. Ia, history relic, dar nu înțeleg ce e. This is gross, all the people will be... Nici nu înțeleg ce scrie. Creepy crawlings in the future when the resources run out. Those were pretty good too. Ce arată asta? Nu m-am prins. Anyway, am luat un history relic. Și acum ca să încheiem oil pump-ul. O să trebuiască să scoatem... L-am scos pe ăla. Vreau să dau jos și turnul. Dacă s-o putea. Gata, mă. Ok, l-am văzut pe sus pe acolo, dar nu-l văd pe sniperul meu pe care l-am dat jos din turn. Dar nu-l pot repara pe acest sniper. Da, e furios cineva acolo la mă. Uite-l mă, aici. Bun. Stai mă, cliniște că vin acolo la tine. Dacă pot să-l dau jos de aici, de aici. Da. L-am luat pe ăsta din mașină. Ui, gate. Nu credeam că să facem așa ceva, dar... Că n-am reușit să facem ce trebuia. Gata. Ia să intru cu mașina asta înăuntru, că e mai mică. Ne distrăm un pic. Cred că am dus deja una de asta în bază, deci... Ia să vedem ce facem cu ea.
Mamă, ce facem pe ăștia? Wow, ce fatalități face asta. Oh my god. Deci nu mai recunosc pe Mad Max. E mai ce 22 hit record. Ia. Și am făcut și de o armă în plus. Ok, mai e ceva de interes aici, la intrare? Da, și arunc, i-aș da foc. Mi-a plăcut. Avem o mașină. Stai așa că asta e cu scrap, e bună de dus acasă. Plecăm cu ea la final. Mamă. Stai să iau și noi, să luăm cheia franceză cu noi. Că cine știe ce... ce șuruburi trebuie să mai strângem. Ok, pe aici aparent nu-i nimic. Oh, uite, scrotus. Stai mă, dă-i în asta. Așa. Mai găsirem o cheie. Dați la fel. Ok, cartușe. Și aici nimic. Ok, mergem mai departe. Refuză să sare acolo sus. Pe partea asta e vreo cale? Nu. Ia. Am luat parte din scrap. Cred că canistra noastră de apă e complet plină. Screw it. O luăm la final. Așa. Stai să vedem dacă poți să-i dau ăstuia ceva de sus. All those things I bawled at you. It was just a spur of the moment thing. Nothing personal. Cred că încearcă să scap. Nu prea am ce să-i ce să-i dau. Canistră de benzină am pe undeva, că vreau să-l arunc pe la în aer. Nu avem pe aici nicio canistră de benzină, nimic. Măcar nu mi-a luat damage. Așa, pe aici e cel pe care l-am tras afară. Da, nu cred că avem canistre de benzină pe undeva. Trebuie să folosim și noi o pușcă ceva, să-l captim. Aia. Hai să vedem. Aici aveam, mă. Ia să vezi.
Așa. Și aici apare mai ceva. Înainte să dăm foc la asta. Doar atât? Doar 10 hit strike. Ia ceva aici, băieții. Nimic. Someone here. Pe partea asta pare nu-i nimic. Da, dacă vrem să aruncăm în aer oil pump-ul. Pe aici ne putem strecura ca să distrugem asta. Ok. Câte dintre ele am distrus? Mai e o insignă undeva. Scrap și oil well parts. Ok. După care încheiem treaba. M-am rănit un pic. Stai că nu mai știu ce beam din canistră, dacă ne e rău. Binoculars, evade, flashlight, cantint. Pe 4. Ia, și pe aici ce mai avem? Ok. Pot să-l arunc în aer, dacă vreau. Convoy route discovered. Scrap delivered. New available, new vehicle, hollow points. Ok. We'll provide regular delivers. Ok, mai am Project Par și Insignia și Scrap, pe care nu l-am luat. Red Lowered. Mamă, ce de chestii am făcut. Noi vehicul. Red Lowered. Cât a scăzut acum? A, sub 5. Ok. Wow, câte chestii am reușit să realizăm. Hai să vedem sus. Abia acum ne conturizează toate realizările. Nu știu de ce cu așa mare întârziere, dar... mai bine mai târziu decât niciodată. Collect scrap, bla bla. Trebuie să mai fost pe aici pe undeva niște insigne pe care nu le-am văzut. Hai să vedem unde le-am... unde erau. Oare sus aici? Posibil. Da. Un cărică. Dar avem viața plină. Așa. E sus ce-o fi. Uite o insignă. Interesantă. Gata, am dat-o jos. Am găsit parturile aici, mă. Un proiect. Gata, mă, nene. This project park can be used to build a well project. Ei, avem unul din două părturi. Și ce mai am de luat? Mai am doar scrap. O bucată de scrap. Aparent nici nu se putea ajunge aici. Gata, scrap. Am avut locația 100%. Oh my god. M-a chinuit o grămadă.
Bun, anyway. Gen, asta a fost. A, e? Bun, și pare că băieții mei deja au luat locația. Este locația noastră acum. A, și cred că mi-a dat și pe mașina aia. Mi-a fi dat și pe mașina aia ceva, ia să... Mi-a să mergem să o ducem acasă dacă e și încheiem cu asta episodul. Scrap car. Might be able to roll up closer in this. Asta e mașina de detectabilă. Aș vrea să o duc la centrul de comandă. Și cu asta încheiem, dragilor. Deci dacă v-a plăcut episodul, am făcut câteva chestii. Am killerit un sniper, am distrus vreo 3 sperietori, am distrus pompa de petrol, am coborât pericolul teritoriului la nivelul 4 și cred că am pus deoparte aproximativ 5 mașini de scrap, două dintre ele full cu scrap, în total 4 mașini noi puse deoparte cu care putem să ieșim oricând dacă dorim. Da. Deci cam asta este rezultatul și da, putem să mai facem lucruri. Trebuie să facem rost de un din ăsta de combustibil, să mă duc aici la balonul ăla pe care îl văzusem. Poate reușim să... Sau la ăsta era oare? Poate reușim să ne ridicăm. Iar din teritoriul sine trebuie neapărat să facem asta pentru că nu vedem ce mai e de curățat în teritoriu, efectiv. Bun, mersi mult pentru audiență, dragilor. Acesta a fost finalul de episod cu teritoriul lui Jit. Bye, bye!